Să închinăm această halbă în cinsta principiului Eugeniu de Savoia, care la 1718, după ce a alungat pătrici din cetatea Timișoarei, a luat decizia să facă prima fabrică de bere din România. Timișoara. Un lucru evident de altfel. Este foarte ciudat că am ajuns la o oră gen 8 jumate și orașul de-abia cum se trezește. Hai să vă arăt și motivul pentru care am venit aici. Ceea ce-ți vedeți, vă închinați la Sfântul Altar? E altar, nu? Da. Altarul nepasteurizatei. Nectarul zeilor. În caz că nu v-ați dat seama, Timișoara lansează berea nepasteurizată îmbuteliată, adică la sticlă. Și am văzut că există și la doză. Hostesul care prezintă... Sunteți niște băieți deștepți! De unde ați luat pahare, domnule Cezoan? Vreau doar să subliniez faptul că am un spor total neobișnuit când îmi editez vlogul alături de o bere. Sau poate are legătură cu faptul că sunt lângă Cetin? Da? Cel mai probabil faptul că beau o bere în preajma lui Cetin mă ajută să meditez vlogul mult mai repede. Cetin, cum comentezi? Nimic. Îți editez vlogul mai repede ca ai Mac. I drink to that. Urmează să ne spună una alta despre bere. Despre berea nepasteurizată, care s-a lansat acum. Mă cheamă Hector Polski, dar ce mai mult îmi spun Edi. Și ca să nu mă confuzați, vă rog frumos să-mi spuneți când vom vorbi mai târziu, la fel Edi. Suntem în cea mai prima fabrică de bere 1718. În România, 1718, lucru atestat, documentat într-un act petiționar al magistratului din orașului din urbei Timișoara, datat în ianuarie 1718. Am reușit să înlocuim una dintre etapele procesului tehnologic final, cea de pasteurizare, care presupune încălzirea berii în vederea stabilizării ei din punct de vedere microbiologic, o altă metodă de filtrare la rece, numită microfiltrare, care are efectele de a păstra gustul proaspăt al berii, așa cum o vedem noi aici. Noi suntem privilegiați, suntem aici în fiecare zi. Trebuie să o... Nu suntem totuși egoiști. Și, și dacă prin schimbarea aceasta și folosirea unui tehnologic absolut nouă, să obținem același termen de validitate păstrând gustul intact, păstrând gustul proaspăt. La Bohème, La Bohème,
începe vizita în fabrică. Adică suntem într-o fabrică de bere, da. Unde mergem să nu bem bere. Uite o locomotivă! Locomotivă, tecmen generalist pentru angrenaj care trage vagoane. Multe. Secetă, foamete, toate, aici s-a produs bere. Război, război, da, berea. Pune local Muchi, pentru că așa îl chema pe un om care a condus asta vreo 42 de ani din viață. Și ea făcea practic distribuția berii în oraș. Butoaie de bere încărcate niște vagonete. Are același ecartament ca și RATT-ul, deci intra pe rețeaua locală de tramvai și distribuia berea prin oraș. Nu sunteți din partea locului, eram ca și fabrică, eram destul de departe de zidurile cetății, dar fabrica avea în permanență o garnizoană de soldați cu motiv foarte simplu. Era un bun strategic. În caz de asediu al cetății, Edi v-a spus, apa din zonă nu era foarte bună de băut. În caz de asediu, fabrica era responsabilă de aprovizionarea asediaților cu lichide potabile. Asta este mustul de bere trecut prin hamei, combinat cu hamei. Prima a fost mustul fără hamei și avea un gust ca de ceai, așa super dulce. Mamă, ce aspăr e, bă, băiete! Pou! Zici că e esență de bere. Cofi? Nu, asta e drojdie. Asta e drojdie, drojdie. Ideea e că trebuie să avem grijă de ea să nu sufere contaminări. Și atunci, bineînțeles, aici curățenia este pe primul loc. Ce simțiți voi în atmosferă e un agent de sterilizare cu care se dă și pe pardoseală inclusiv. Vă dați seama și noi, acum am intrat cu încălțăminte, n-am sterilizat-o nicăieri. E, de-aia simțiți voi acest miros. Aceasta este, de fapt, berea nefiltrată. Să faceți o diferență așa mai de imagine. Bere tânără, bere finită. De la început se vede aceasta, are o culoare mai opacă, un aspect mai opac, din cauza faptului că are mai multă drojdie în suspensie. Aceasta din cauza temperaturii s-a mai depus. Acele arome volatile au dispărut, exact. Dar cel mai important, berea nefiltrată, dacă ar fi să o las așa, are stabilitate mult mai bună. Mergem la domn director în birou să vedem colecția lui de halbe. Te voi nene timișorincele cum arătau pe vremuri. Da, pe asta o știu și pe asta. Eu. Aia, da. Asta. Bine ați venit acasă. Acasă? Unde? Acasă. Acasă la Timișoreni. Aici. Deci puțin context. Acțiunea la fabrică s-a terminat. Am luat Timișoara la pas. L-am îmbrăcat. Da, am fost la Oltea, la PR Beta, am ascultat-o pe Cristina Chipurici, adică Piuric. Foarte simpatică și inspirațională. We love Piuric! Da? Și acum mergem să mâncăm sau să bem ceva, nu știu, urban se numește. Mergem să ne vedem cu fratele sârb. Ah, da, da, da! Aici? La salate? What the fuck, e o capcană? Deci, acesta este Ovi, sârb. Iar acesta este Cătălin. Tot sărb. I-a făcut mânuța de adilaborat. Nu știu. Aaaa!
O să-mi dublez vizualizările cu mânuța asta. Timișoarele, băi! Eu încă nu. Asta în domiciliu încă e acasă. Papa, curtea berarilor. Papa, fabrica de bere. Papa, halbă imensă. Bag una deja de bus. Aceasta este partea care datează de la 1718. Și pe vremurile aici, astea erau clădiri care erau folosite în cadrul procesului de producție.